În calendarul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei la Galați se înscrie și tradiționalul concert de muzică bisericească al Seminarului Teologic Ortodox din localitate, ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție. Evenimentul, așezat anul acesta sub genericul Cântul Tinerilor, Lauda Bisericii, a fost găzduit ieri seară de Teatrul Muzical Nae Leonard din municipiu și a reunit corul Seminarului Teologic, corul de copii al clasei a 5-a, formația corală Trison și formația de muzică veche Calofonis. La concert a fost prezent și arhiepiscopul Dunării de Jos. Cu luminile credinței aprinse, cu sufletele luminoase, cu inimile pătrunse de bucurie, ne-am întors aici, în această sală, împreună cu tine, după ce ne-am înclinat în fața mulțimii de tineri, vârstni și copii, care așteaptă smirnă ori în șir, să se întâlnească cu cea mai pură ființă pe care ne-a dat-o Dumnezeu din timpul lui Mircea cel Bătrân și până în zilele noastre. O copilă de 12 ani, chinuită în propria familie, rănită prin plecarea mamei ei prea devreme la Domnul, persecutată de o mamă vitregă, persecutată și urâtă de propriul tată. Ca o prelungire a slujbei privegherii, elevii Seminarului Teologic din Galați au pregătit o ofrandă de suflet închinată ocrotitorului școlii lor, Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Este vorba de un concert de muzică corală, bisericească, dar și muzică populară, de asemenea armonizată. Corurile care au urcat pe scenă au interpretat cântări bisericești, colinde și cântări din repertoriul tradițional al poporului român. Am fost invitată să prezint acest spectacol în cinstea Sfântului Andrei și sunt foarte bucuroasă. Concertul din seara aceasta a fost un succes, atât pentru noi, cât și pentru credincioșii care au luat parte la acest concert. Credincioșii s-au bucurat de piese atât din repertoriul cultural bisericesc, cât și din repertoriul folcloric. Piesele au fost alese cu foarte mare dibăcie. Este pentru prima dată când particip la un astfel de concert și totodată o primă ocazie ca să pot observa un public atât de numeros, o emoție atât de puternică. Cu prilejul concertului, în foaierul Teatrului Muzical, a fost vernisată expoziția Icoana din sufletul tânărului creștin, în care au fost prezentate cele mai bune lucrări, icoane pe lemn și icoane pe sticlă, realizate de elevii seminariști, înscriși la specializarea Patrimoniu.